Vremea va fi călduroasă în jumătatea de sud a teritoriului, pe alocuri caniculară în Oltenia și Muntenia, unde și disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în Maramureș și 35 de grade în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil temporar cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales după amiaza și seara, local la munte în Maramureș, Moldova, nordul Munteniei și izolat în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor putea depăși pe alocuri 10-20 de litri pe metru pătrat. În București, vremea va fi călduroasă cu disconfort termic în creștere, astfel că indicele temperatură umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări după amiaza. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Și la munte va fi cald. În prima parte a zilei se anunță vreme frumoasă, dar mai târziu se înnorează, vor fi ploi locale cu tunete, fulgere și vânt intens. Cantitățile de apă vor depăși izolat 20 de litri pe metru pătrat. Pe litoral, cerul va fi predominant senin, cu înnorări temporare și averse. Vântul va sufla cel mult moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade Celsius, iar cele minime între 18 și 22 de grade Celsius. Apa mării are în jur de 23 de grade.